Bine ați venit la bucătăria de acasă. Numele meu este Liviu Dragnea și încerc să vă conving să gătiți sănătos, să gătiți românește, să gătiți cu produse curate, cu produse sănătoase și să încercați să evitați să consumați produsele din anumite magazine care sunt încărcate cu chimicale, cu iauri și, de fapt, cu otravă. Acum o să vă prezint o rețetă de mâncare de ciuperci. Ciupercile nu sunt foarte, foarte folosite în bucătăria românească în ultima perioadă, din păcate. Și spun din păcate pentru că ciupercile sunt foarte hrănitoare. Au foarte multe minerale, foarte multe vitamine, sunt elemente care ne sunt foarte folositoare și pentru copii, și pentru adulți, și pentru oameni în vârstă. Reprezintă un aliment care se gătește în multe moduri. Mâncare de ciuperci, pe care o să vă prezint astăzi, ciulama de ciuperci, dar nu cu făină, o să prezentăm în altă zi. Ciuperci la cuptor, care se gătesc foarte ușor și sunt foarte, foarte gustoase. Deci să începem această rețetă. O mâncare de ciuperci la care am folosit 400 de grame de ciuperci, pe care le-am spălat înainte și le-am tăiat feliuțe, în care o să folosim ceapă, ardei gras, ardei capia, piper, cimbru, mărar, pătrunjel, pastă de tomate, bulion de fapt, măslinuțe și, așa cum încerc să vă obișnuiesc, puțin vin alb și la această mâncare de ciuperci și puțin coniac. Să începem! Începem cu călirea cepei. Să aveți atenție ca ceapa să nu se ardă, să nu se rumenească, pentru că nu mai este chiar foarte sănătoasă, devine grea și plus că schimbă și gustul mâncării. Ea trebuie doar să se îngălbenească puțin și să devină puțin mai transparent, așa, translucidă. Și ceapa este foarte sănătoasă, foarte, foarte sănătoasă și e bine că noi o folosim aproape la orice fel de mâncare, la salate. Acum o să punem, aici am folosit o jumătate de ardei gras și o jumătate de ardei capia. Călim puțin și ardeii. Acum o să punem puțină apă. Cam 100 de mililitri. Acum e și în funcție de ce v-ați folosiți. Începem să punem ciupercile. Mai amestecăm puțin. Ciupercile o să se maie și o să mai micșoreze. Puteți folosi orice fel de ciuperci, puteți folosi combinații de ciuperci, doar să aveți voie să consumați. Punem sare. Știți cum se zice, sare și piper după gust. Boabe de piper.
două foi de dafin, acum lăsăm la foc mic pentru ca ciupercile să se moaie și să înceapă să se schimbă gusturile între ele. Acum o să punem puțin vin alb. Puțin coniac, dar să fie un coniac nu foarte scump, dar bun, nu prostii. Dacă doriți ca ciupercile să aibă o culoare mai închisă, o culoare brună, o culoare maronie, acum e momentul să puneți niște boia dulce de ardei. Punem cimbru. Niște mărar tocat mărunt. Mâncarea asta practic este o infuzie de vitamine, proteine și minerale. Niște măsline la care le-am scos sâmburii și le-am tăiat în jumătate. Punem bulion de casă. Amestecăm bine. Acoperim și lăsăm la foc mic 20-30 de minute. Tocănița de ciuperci este gata și îi punem în final pătrunjelul. Eu nu mă zgârcesc la pătrunjel, că e atât de gustos, atât de sănătos. Oprim focul. Mă rog, oprim plita electrică. Ca să fim corecți. Acum acoperim și le lăsăm așa 5-7 minute să se așeze. Dragii mei, ciupercile sunt extraordinar de sănătoase. Să știți că sunt aproape 3000 de soiuri de ciuperci care sunt comestibile, dintre care cred că 600-700 au proprietăți medicinale. Ele toate sunt bogate în potasiu, fosfor, seleniu. Potasiu este un element foarte bun care, printre alte beneficii, previne reținerea apei în organism. Fosforul ajută dinții și oasele. Fosforul de asemenea ajută și din punct de vedere mental și este recomandat pentru cei care au activitate cerebrală intensă, special studenții. Cel puțin pe vremea mea studenții aveau o activitate cerebrală intensă. Conțin de asemenea o cantitate însemnată de seleniu. Seleniu este unul din cei mai puternici
antioxidanți și care previne și luptă împotriva radicalilor liberi generați de poluare, de fumat, de chimicale care intră la noi în organism. Deci șupercile, din punctul meu de vedere, reprezintă un aliment extrem de sănătos și care, dacă este folosit destul de des în bucătăria noastră, în bucătăria voastră, acasă, va aduce beneficii importante pentru sănătate. Asta a fost rețeta de azi. Vă mulțumesc că ați fost de acord să gătim împreună. Până la următoarea rețetă la bucătăria de acasă, vă urez numai de bine!